Când sunt cele mai bune momente să porți papion sau cravată? Ambele variante sunt foarte elegante, însă dacă vrei să fii în cea mai elegantă variantă, categoric este recomandat papionul. Papionul este recomandat să fie purtat la stilul semiformal, ce anume tuxedo sau smoking, unde știți și voi acolo clasicul este negru, dar poate fi și pe altă culoare. Și la stilul formal, white tie, fracul. Pentru această ținută nu sunt foarte dese ocaziile când o poți purta, dar inclusiv dacă o să fii mire, poți ia această ținută în calcul. Cravata se poate purta începând de la contextul de muncă, unde se cere o ținută care include și cravata, până la un eveniment ceremonial. Dacă este context de nuntă, neapărat costumul trebuie să aibă și vestă, fiindcă fără vestă nu e suficient de elegant. Și un lucru pe care vreau să-l adaug la papion, nu vă recomand să purtați papioanele alea colorate, fiindcă nu sunt suficient de elegante ținutele. Unele pot arăta bine, dar cele mai multe ținute pe care le-am văzut cu papioane colorate nu arată bine deloc. Mereu papionul este peste cravată din punct de vedere al eleganței.